Platforma chimică este decât un mijloc de mediere politic mai mult și un subiect care e destul de dureros pentru vâlceni, dar este manipulat strict politic. Atâta timp cât au scos acum câteva zile și au declarat că vin peste 6 luni din nou investitorii, asta este un lucru foarte... A dat pe față efectiv că peste 6 luni ce înseamnă? Să treacă alegerile prezidențiale și pe aia putem vorbi. Lucru care nu trebuia făcut de către politicienii vâlceni și respectiv politicienii de la nivel central. Eu, din punctul meu de vedere, consider că acest combinat trebuie să-i se acorde o prioritate de gradul zero. Adică trebuie neapărat o implicare majoră, pentru că dacă lăsăm lucrurile în continuare să decurgă în stadiul actual, am putea să ajungem ca județul Vâlcea să fie mai jos decât Valea Jiului. Cel mai important lucru ar fi pentru toți politicienii, toată clasa politică, să acorde un interes primordial la problema platformei chimice. E important un mesaj clar pentru toată clasa politică să ia în serios această problemă cu Olchimul.